E atât de mare oferta, sunt de mulți autori care scriu. Fantasy e cel mai ușor de scris. Pentru că nu e nevoie de nicio regulă, nici verosimilitate, nici nimic din ce zice Aristotel și din ce zice narratologia clasică nu respectă fantasy-ul. Și e o aberație. Poți o iei din orice parte în altă parte, nu mă bați câmpii fără să fii constrâns de... Totuși, trebuie să existe un fel de... Aristotel vorbește despre verosimilitate. Operele de artă să fie verosimilă. Nu să fie reală, dar trebuie să fie verosimilă. Adică, da. El zice, e verosimil să trec pe sub un balcon și să-mi pice un ghiveci în cap sau nu. Deci... Și atunci fantasy-ul suferă de asta și el a avut un oarecare succes pentru că a avut niște lucruri spectaculoase, dar se stinge tendința. Dacă vă uitați pe listele de la New York, best seller list, o să vedeți că fantasy-ul e pe cale de dispariție. Și ce știu de la agenții mei este că nu mai vor să cumpere nicio editură de afară, numai. Când au de fantasy, ce lasă-ne, avem destul. Deci se stinge, e un gen, o modă care trece. Este fantasy-ul o aberație, un gen ușor de scris care a avut doar un oarecare succes și nu respectă nicio regulă, fiind pe cale de dispariție? Aflăm răspunsurile împreună în videoul Ficțiunea literară versus ficțiunea comercială, în care abordez în primul rând problema literaturii comerciale în România, dar și cele mai frecvente greșeli pe care nu le fac doar cei care vor să scrie ficțiune comercială, ci și cei care explorează ficțiunea literară. În programul meu de scriere creativă Premium Writer discutăm despre știința și arta scrisului, despre cărți și lumea editorială. Dar cel mai important, aici înțelegem cum se scrie efectiv o poveste verosimilă, indiferent de gen, astfel încât cititorul să o lectureze pe nerăsuflate de la prima până la ultima pagină. Pentru mai multe detalii, vezi descrierea acestui clip.